Sighetianul Samuel Roman a obținut medalia de aur la campionatul național de box la seniori. Sportivul în vârstă de 19 ani a reușit să se impună în finala categoriei 63,5 kg. Samuel este legitimat la RSC Boxing Team și este antrenat de fostul mare luptător al Sighetului, Claudiu Râșco. Totodată este și component al lotului național al României, fiind sportivul cu cele mai multe titluri câștigate la competițiile internaționale. Samuel, felicitări înainte de toate. Spune-mi cum se simte ultima ta victorie. Bună ziua, se simte foarte bine. O atmosferă plăcută, un merit. Pot să zic că am muncit mult. E primul titlu și cel mai important din cariera mea sportivă. Până să ajungi la victorie, bănesc că a fost o luptă grea. Descrie-ne un pic competiția. Au fost 100 de sportivi din toată țara. Am avut 2 meciuri. Primul meci am boxat cu un sportiv de la Steaua București, învingând prin knockout. Al doilea meci am boxat cu un sportiv de la Târgu Jiu, în finala campionatului național. Meciul s-a încheiat foarte rapid, văzând calitățile mele, văzând lovitura mea preferată, chiar am exersat-o și s-a terminat rapid meciul. Ce a însemnat acest lucru pentru tine? O performanță nobilă și pot să zic am muncit mult și am demonstrat prin aceasta. Cum ai fost primit acasă? Care a fost reacția prietenilor, familiei, tuturor susținătorilor? Toată lumea fericită, toți împliniți. Toată lumea mă iubește. Să înțeleg că nu ești la prima ta victorie anul acesta, mai avut și alte competiții importante câștigate de-a lungul acestui an, poate ne poți detalia un pic. Desigur, am avut și alte performanțe, am ieșit campion la U22, la seniori, pe urmă am fost compotat în lotul național de seniori, pe urmă am participat la multe turnee internaționale, pot să zic că am avut bilaterală cu Polonia, fiind singurul român care am obținut victorie. Am avut la fel mai multe turnee internaționale. În Bosnia am avut, având o evoluție foarte bună, fiind boxerul care am luat titlul de cel mai bun sportiv al competiției. Până acum, Samuel a mai câștigat de 8 ori titlul național la juniori, cadeți și Under 22, iar acum a reușit să cucerească și primul titlu la seniori, la doar 19 ani. Ambiția lui însă nu se oprește aici. Samuel vrea și la Jocurile Olimpice de vară din 2024, iar pentru asta nu visează, ci muncește intens. Pașii următori sunt foarte importanți pentru mine și o să demonstrez de-a lungul timpului. La anul sunt calificările Jocurilor Olimpice. O să, visul meu e să ajung acolo. Ai început deja să te pregătești? Da, deja fac pregătire, chiar dacă am venit acasă la Sighetul Mărmației, continui antrenamentele în fiecare zi, am câte 2 antrenamente, un antrenament, depinde. Și încet, încet urmăm pașii. Să fac posibilitatea să ajung și să iau aur. Chiar e visul nostru și a maestrului Claudiu Râșco să ajungem cât mai sus. Și o să ajungem. Sportivul are și un mesaj pentru toți tinerii pasionați de box, dar mai ales pentru părinții acestora. Părinți, lăsați copiii să facă sport. Boxul nu-i bătaie, e disciplină. Te învață multe, te educă. Lăsați să facă sport. Chiar dacă credeți voi că e o luptă, o bătaie, nu-i bătaie, e sport. Lăsați să facă box. Chiar vă așteptăm alături de noi să formăm o echipă, faceți box. Samuel Roman este legitimat la RSC Boxing Team și este antrenat de fostul mare luptător al Sighetului, Claudiu Râșco, multiplu campion național la box, extrem de mândru de rezultatele tânărului. A trecut de cam mult timp de la ultima performanță, să zic așa, la seniori. Din ce și unul 15 ani a trecut, sigur, putem să mergem și mai jos. Dar pentru boxul maramureșan și pentru sportivul nostru, Roman Samuel, e o performanță deosebită după atâția ani de secetă care s-a concretizat în timp, cu muncă, cu
dăruire, cu susțineri și am reușit să scoatem în sfârșit un campion național la seniori. Pentru el e un pas important acum spre sportul de performanță și boxul de înaltă performanță. E primul an de seniori, e un copil tânăr, talentat. Ținem cont că și anul viitor este an preolimpic, vin calificările pentru Jocurile Olimpice, unde sperăm să putem și noi să participăm și ne dorim și de ce nu să avem din nou un boxer din Maramureș la Jocurile Olimpice pentru Paris 2024. Samuel are un talent nativ, spune antrenorul, care i-a recunoscut imediat priceperea, pasiunea, dar mai ales determinarea de a ajunge campion. De mic așa era un copil ambițios, determinat, angajament în ceea ce făcea, avea pasiune, îi plăcea foarte mult, mai mult, adică vrea tot timpul la antrenament în ring să-și facă antrenamentul și în timp s-a dezvoltat, are calități de boxer, deci boxer talentat, nativ, a muncit mult pentru a-și dezvolta toate calitățile astea și văd că rezultatele se văd la competițiile la care participă. Samuel, când a început boxul, a început la CSS Siget, în urmă cu 10 ani, pot să zic așa. Pe urmă, eu m-am mutat la Baia Mare, unde l-am transferat cu mine la CS numărul 2 Baia Mare, unde am avut o studiere foarte bună din partea conducerii și mai ales în ultimul timp Samuel a fost foarte susținut de conducerea clubului CS numărul 2 Baia Mare, implicit cu doamna director Alia Trifoi, care s-a implicat foarte mult și a început să-i placă și boxul, fiind nou în conducerea clubului. Și totodată vreau să le mulțumesc și celor de la CSS numărul 2 Baia Mare, CSS Siget, pentru toate implicările care le-au avut, susținerile care ne le-au acordat pentru dezvoltarea sportivului Roman Samuel. Pentru ultima victorie obținută de Samuel, un rol deosebit și o contribuție importantă le-a avut analistul. Noi colaborăm în ultimii ani, colaborăm cu un analist video, Cristi Nechita, care ne ajută foarte mult în zona asta, unde ne urmărește adversarii, ne analizează și chiar ne ajută foarte mult antrenorii, pentru că el, urmărind adversarii, analizează toate punctele forte, punctele slabe, ce ne transmite nouă mie antrenorului și eu știu cum să pregătesc sportivul pentru meciul care urmează. Deci o contribuție foarte importantă și la campionatul național și la celelalte turnee și de fapt noi lucrăm de mult și la junior, tineret, am colaborat împreună și foarte mult ne-a ajutat în evoluția lui. Chiar am văzut ce trebuie lucra și cu Samuel pentru a performa la competițiile internaționale, cum se boxează în străinătate. La noi nivelul în țară e alt, internațional se boxează altfel și analistul chiar ne-a ajutat pentru a evolua internațional. Deci chiar a fost benefic și mulțumim pe această cale la Cristi Nechita. Privind spre sportivii pe care îi antrenează, Claudiu Râșco spune că în Maramureș există potențial în box. Deci clubul la care boxează Samuel acum este un club nou, RSC Boxing Club, și el este primul sportiv legitimat, va fi primul sportiv pe viitor și sper că tinerii care vin din spate, care doresc să facă înaltă performanță, să ni se alăture și să formăm o echipă puternică aici la Maramureș ca să facem rezultate meritorii pentru județul nostru. Cam câți luptători antrenați în acest moment? Păi, eu sunt și antrenor la CSS numărul 2 Baia Mare și am grupe de copii de toate nivelurile, de la copii, cadeți, junior, tineret. Deci, potențial este. Acum să vedem care doresc să facă pasul și mai departe. Vedeți în viitorul apropiat un viitor Claudiu Râșco? Păi îmi doresc, că am spus la Samuel, la vârsta lui, am ieșit și eu prea dată campion național de seniori. Pe urmă, un an următor, m-am calificat la Jocurile Olimpice. Deci îmi doresc să califice și de ce nu să ia și o medalie acolo. Cum îi vedeți pe sportivii din generația actuală, comparându-i pe cei, bineînțeles, din generația din care dumneavoastră faceți parte? Lucrurile s-au schimbat în evoluția de-a lungul timpului, dar și acum sunt copii
care își doresc să facă sport, dar au nevoie de susținere, în primul rând de acasă, să vină cu o determinare, cu dorință, să facă performanță. Acum, în ziua de astăzi, au și alte facilități, copiii au și alte pasiuni față de anii trecuți, dar se poate. Trebuie implicare, pot să zic. Marele luptător al Sighetului îi îndeamnă pe copii și tineri spre acest sport, reamintind că, înainte de toate, boxul este un sport al minții. Aș recomanda copilul să încerce sportul ăsta. Este un sport frumos, un sport pentru băieți curajoși, băieți inteligenți, care dezvoltă personalitate, curaj, se dă o stare de bine așa după un meci, după ce ai avut o luptă cu un adversar. E un sport frumos, educativ, în același timp disciplinat. Deci recomand toți copiii să încerce acest sport.